Cel mai iubit actor a plecat către stele. A murit o legenda teatrului și filmului. Lumea artistică din Franța este în doliu după dispariție unui mare actor. Michel Blanc, celebru pentru nenumăratele roluri interpretate în producții cinematografice franceze de notorietate, precum Les Bronzese și Monsieur Hire, a murit zilele trecute. Actorul francez avea 72 de ani. Michel Blanc actorul francez cunoscut pentru filmele Les Bronzes și drama criminală Monsieur Hire, a murit. Avea 72 de ani. Potrivit agenției France Press, Blanc a murit în urma unui atac de cort. Blanc era cunoscut pentru rolul său de burlac incomod din filmul Les Bronzes, de 1978, regizat de Patrice Le Conte. Între anii 1979-2006 a jucat apoi mai multe filme cult ale cinematografiei franceze scrie Varieti. În 2012, Michel Blanc a primit premiul Cesar pentru cel mai bun actor în rol secundar. Blanc a jucat și în thrillerul polițist al lui Leconte Conte din 1989, Monsieur Hire, unde a interpretat rolul principal. În 2012, Blanc a primit premiul Cesar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul din l Exercice de Letat, ministrul, scris și regizat de Pierre Schoeller. Blanc a regizat, coscris și interpretat roluri în filmele al Lombre, 1984, și Summer din din 2002. De asemenea, a jucat în producții cunoscute precum Les Fil de Male Mort, 1974, Let Joy în Supreme, 1975, The Best Way to Walk, 1976, Gramsci Sin de Resistance, 1983, Uranus, 1990, Merge la Vie, 1991. Afacerea toxică, 1993. Monstrul, 1994. You are so beautiful, 2005. The Witnesses, 2007. De Escort, 2009. The Girl on the Train, 2009. De Hundred Foot Journey, 2014. Odd Job, 2016. A Got Doctor, 2019. Les Petites Victoires, 2023. Tachea Chanson M, 2023 și multe altele. Blanca cofondatele Splendid, o companie de cafete 3, alături de Christian Clavier și Thiril Hermit. Blanca a fost recompensat de Festivalul de Film de la Cannes pentru rolurile interpretate de-a lungul carierei sale cinematografice în 1986. A primit premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Cannes pentru rolul din drama libertrand Blier Tenue de Soire, Roche de Seară, din 1986. Opt mai târziu, a primit tot la Canes premiul pentru cel mai bun scenariu pentru Gros Fatic, de Tiret, R din 1994, un film de comedie pe care l-a regizat și în care a și jucat. Blanc, omagiat de președintele Macron, v un monument al cinematografiei franceze. În 2004, a primit premiul Moliere, echivalentul francez al premiilor Tony, pentru cea mai bună adaptare a unei piese străine pentru La est Enfant de Bassaud. În anii 1970, Blanca cofondatele Splendid, o companie de cafetetre, alături de Cristian Clavier, Gerard Jugnot, Dhiril Hermit, Josiane Balasco, Marianne Chazel, Bruno Moinot și Claire Magnin. Trupa Splendid a fost distinsă cu un premiu cesar în 2021. Ne-a făcut să râdem cu lacrim și ne-a emoționat cu tot ce făcea până la lacrim. Un monument al cinematografiei franceze, Michel Blanc a dispărut, a declarat președintele Emmanuel Macron. Despre Blanc, într-o declarație postată pe X, gândurile noastre se îndreaptă către cei dragi și colegii se actori, a scris Macron.